Doi bătoșeneni de 78, respectiv 46 de ani infectați cu virusul COVID-19 s-au stins din viață. Bărbatul de 78 de ani suferea și de alte boli, printre care cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială și patologie cardiacă, iar cel de 46 de ani avea ciroză hepatică, hemoragie digestivă și insuficiență renală. Direcția de Sănătate Publică a raportat astăzi 31 de noi cazuri de coronavirus. De asemenea, acțiunile punctuale organizate sub autoritatea instituției prefectului au fost în număr de 7. Au fost controlate piețele, spațiile comerciale, pietonalele, mijloacele de transport în comun, instituțiile publice, restaurantele, terasele, stațiile de transport și orice zonă desfrecventată de populație. În aceste locuri au fost depistați 20 de botoșeneni care nu au respectat măsura purtării măștii de protecție, fiind sancționați contravențional. Valoarea totală a amenzilor este de aproximativ 3.000 de lei. Pe raza întregului județ, în ultimele 24 de ore, sub autoritatea instituției prefectului, au fost organizate 7 acțiuni punctuale, în cadrul cărora au fost controlate 76 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate. Echipele de control au depistat 20 de persoane care nu purtau mască de protecție în zonele în care aceasta era obligatorie. La nivel național, astăzi au fost raportate de către reprezentanții grupului de comunicare strategică 3.109 cazuri noi de infectare. Până la această dată, 160.461 de români s-au infectat cu noul coronavirus. Dintre aceștia, 120.515 s-au vindecat, iar 5.535 au decedat. De ieri și până astăzi au fost efectuate 26.718 teste. Indicele de infectare per 1.000 de locuitori este în creștere în tot mai multe județe din țară. În capitala țării, acesta este de 2,69, iar în Ilfov este de 1,53.